Nașterea lui Iisus. Nașterea lui Iisus, ce daruri ne-a adus? Nașterea aceea unică, precum unic este Dumnezeu. Nașterea aceea care nu trece. Reflectând în acest an la daruri, le-am găsit nenumărate și atât de prețioase. Am înțeles că darurile spirituale, darurile pentru suflet, sunt necesare și complementare celor pentru trup și că sufletul are nevoile sale adânci. Ce este un dar? Ceea ce se oferă și se primește în semn de prietenie, de recunoștință, din iubire și gratuit. În dar se oglindește intuiția dăruitorului care cunoaște destinatarul și de aceea este capabil să ofere ceva ce face parte din așteptările adânci ale acestuia, din așteptările lui tainice, necunoscute de alții. Într-un fel îi intuiește visurile. De aceea, din ceea ce constituie un dar, face parte surpriza. Cum te-ai știut că îmi doresc aceasta? Cum te-ai știut să-mi descâlcești visurile, să le decodifici și să le replăsmuiești în dar, în ceea ce mi-ai dăruit? Prin urmare, dintr-un dar face parte intuiția celui care dăruiește și surpriza celui care primește. Și la ieslea lui Iisus au venit păstorii, mai apoi magii, cu daruri, fiindcă și Iisus primește darurile oamenilor. Sfânta Familie avea nevoie de ele. Desigur că darul Crăciunului pentru noi este Iisus. Este minunea și taina acelui copil simplu, înfășat și așezat în iesle. Astfel ne-a împachetat Dumnezeu Tatăl darul. E de privit cu uimire, cu ochi simpli și credincioși Scripturilor, și apoi e chiar de mâncat. Acesta este trupul meu. Luați și mâncați, pentru că acest trup este din lumină, jertfit și înviat, nou și înnoitor. În acest copil, așezat în iesle, sălășluiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Ne spune Sfântul Apostol Pavel, scriind epistola către Coloseni. Înțelegem apoi că primind darul și crezând că e de la Dumnezeu, primim și puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, renăscuți din Dumnezeu, celor ce l-au primit și cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină fii, copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Darul primit și crezut ne înnoiește minunat, ne înnobilează, ne dă o altă apartenență. Și Iisus a întărit
ceea ce Sfântul Ioan Evanghelistul scrie în prologul Evangheliei sale și tocmai am ascultat. Pentru că El a spus, când vă rugați, spuneți Tată, Tatăl nostru. Și atunci ne întrebăm, puțin cutremurați, Doamne Iisuse, noi să-i spunem Tatălui Tău, Tată? Da, fiindcă sunteți fii. Și câte alte multe daruri am putea enumera, începând cu viața, cu sănătatea, cu darurile pe care fiecare le-am primit, cu talentele noastre. Și apoi continuând cu darul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, cu toată învățătura lui Iisus care ne vine de la sursă, cu minunile, cu teofaniile, apoi cu Sfintele Taine, apoi prieteniile, comunitatea de frați și în sfârșit cu darurile Spiritului Sfânt să ne transforme viața. Cum vor fi aceste sărbători? Contextul ne este dat. Însă parțial vor fi și cum ni le vom face noi. Pregătind sufletul pentru darurile lui Dumnezeu, printr-o mărturisire simplă și curajoasă, în care adevărul ne va elibera și ne va limpezi. Și ne uitând cuvintele Scripturii și ale lui Iisus, din plinătatea Lui, noi toți am luat har peste har. Și dacă, ne spune Iisus, ați primit dar, în dar să dați. Sărbători cu bine!